Arde, frige, n-are gură ca să strige. Ia porumbul, neamule, nu dați banii pe prostii, luați porumb pentru copii, porumbel cu băbutare pentru domnul din parcare. Asta ce e? Haideți. Poezia care a picat la bac? Ce, bre, nu nicio poezie, păi elevii au picat la bac, nu poezia. Zi, domnule, vrei un porumb de ăsta fiert? Nu, mulțumesc că am de prezentat emisiunea, n-am timp să mănânc și îmi face treaba, și rău la stomac. Dar nici nu știi ce pierzi. Deci porumbelul ăsta fiert la cea. Una are gustul cel mai bun. Da, scuze că deranjez cu întrebarea aia. Ce faceți aici? Cum ce fac? Vând porumb. Eu văd, da, aici, într-un studio de televiziune. Dar eu nu fac discriminare, domnul. Deci eu să fie studio TV, să... plajă, intersecția aglomerată din București, nu contează, eu îmi fac datoria și vând porumbul, da? Mm. Deci numai porumbul ăsta trebuie să ajungă la fiecare român, indiferent în ce colț al țării ar trăi el. Și, na, întreb și eu acum, de unde veniți cu el? De pe plajă. Serios? L-ați adus de la mare ca să-l vindeți aici în București? Da, bă, păi da, păi nu ajungem toată lumea la mare, n-are toată lumea șansa asta. Așa. Și m-am gândit să aduc eu marea la ei, cum ar veni litoralul pentru toți. E, lăsați că nu pentru porumb fiert merge lumea. Cum? Ba da, domne, ba chiar pentru porumb. Haide, neamule, nana, ia porumbelul cu sare ca să vezi cum e la mare. Aoleo! Vindeți porumb? Vreau și eu 5, vă rog, că-s cu colegii în pauză și... Iar tu? Măi, deci nu mai scap de tine. Stați puțin. Bine ați venit, domnule. Vă cunoașteți? Și cu ăsta? Mă cunosc. Din cauza lui am plecat de pe plajă. Aoleu! Ia stați puțin, că avem un caz aici, mai puțin, domnilor și domnilor. De ce? V-a alungat, v-a certat sau ce? Mai rău. Deci, da? Cu colegii lui acolo, așa? Lucrează pe plajă la Mamaia, la blocurile alea de acolo. Și toată ziua gălăgie, picamă, rebor, mașini, flexuri. Deci nu mai poți, e nebunie acolo, e, nu mai au gândurile de ei. Hai, lasă, că nu era cine știe ce gânduri mai... A, nu era, dar era gândurile mele, da? Hai. Da, aveam și noi o fâșie de plajă acolo și au umplut ăștia cu blocuri. Păi da. Normal așa. Hai, dacă mai e chitură, e loc acolo, nu mai zice așa. Deci eu abia aștept să vină încălzirea aia globală, să văd cum vă înghite marea toate blocurile alea. Deci nu mai vorbesc eu cu Greta aia, Thunberg, cum o cheamă. Da, deja a venit încălzirea acolo, da. Păi da, să înghit odată blocurile alea. Și în București e foarte mult zgomot. Nu e, domn, nu se compară. Nu? Doamnă, nu există. Îmi dați porumbul ăla că trebuie să mă întorc și eu, că avem pauză. Îți dau numai să scap o dată de tine. Auziți? Mi-a mai zis șeful ceva, doamnă. Ce? Ia. Că a văzut că noi construim acolo astea și n-a vândut toate apartamentele și a zis să apelăm la dumneavoastră să ne ajutați să le vindem pe toate. Să vând eu apartamente? Păi da, că vă pricepeți în vânzări cu... Na. Haideți, vă propun, mergeți, să-mi fac și eu emisiunea și mi-a părut bine. Da? Da? Sănătate, numai bine? Păi, haideți, vă rog. Nu sună rău, să știi asta. Haideți să vă rămân. Fii atent cum se pare. Arde, frige, n-are gură ca să strige. Apă caldă și curent, cumpără apartament. Ăla e. E bună, mă, să pricep. Vind orice.